După ce se termină colecta în jur de ora 10, mergem să cumpărăm medicamente și alimente, le punem în pachete mâine dimineață. La ora 7 dimineața ne întâlnim în parcarea hipermarketului Kaufland, obor colectiva și acolo de la 7:30 plecăm. Nu vom fi singuri, pentru că și suporterii s-au mobilizat și au și mașini și au ajutoare. Vom pleca împreună, ne vom întoarce împreună, numai că vom avea locații de lucru diferite pentru a acoperi zone mai mari. Noi vom merge în județul Ialomița, în nordul acesteia. Ei vor merge undeva în Buzău. Dar e foarte important că acționăm coordonat. Bun. Deci e o seară specială, o să și cântăm, dar mai ales suntem aici pentru a strânge bani și alimente pentru cei care au nevoie de ajutor. Mâine seară vom fi aici din nou, nu știu câți dintre cei care merg la lopată vor fi, cred că vor fi foarte, foarte obosiți, dar vă rog pe dumneavoastră, cei care rămâneți acasă, să faceți tot posibilul să veniți mâine seară, pentru a nu lăsa viața universității goală. Toată lumea știe! Ne conduce ție, toată lumea știe, ne conduce ție. Criogenia salvează România, criogenia salvează România, criogenia salvează România. Ale, 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 pe gazul de internet se strecoară un agent. Noi cerem democrație, nu guvern condus de sine. Ale, 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 agitate, sinistrați, și pe noi ne amenați. Respectăm jandarmeria, că păzește magazia, și jandarmii ne iubește, de-aia ne încercuiește. Și jandarmii ne iubește, de-aia ne încercuiește. Ale, 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 oh. Sunt aici să-mi apăr țara.